Într-o noapte de insomnie, mi-am amintit de o fotografie în care mă aflu copilă, sprijinită de mama, amândouă la marginea unui luminiș străjuit de copaci bătrâni și cu iarba mângâiată de soare. În timp ce eram fotografiate, s-a auzit deodată un foșnet care a străbătut frunzișurile, destrămându-se treptat în liniște. În timp ce fetița înghesuită în mama sa mi-este complet străină, aud aievea fâșeitul adierii ce se va stinge în memorie odată cu mine. Fetița fotografiată în iarba mângâiată de soare se numește Cornelie, Nelly. S-a născut pe 22 martie 1921 și a crescut într-o frumoasă casă străjuită de castani, pe strada Ion Țăranu la numărul 6. Dacă am suprapune vechea harta Bucureștiului pe cea de astăzi, strada s-ar afla undeva pe aici, pe sub Casa Academiei și Casa Poporului. Iar dacă ne-am continuat drumul spre Calea Victoriei, am descoperit și clădirea unde se afla magazinul tatălui său, Gheorghe N. Filipescu, vestit pantofar de lux și social-democrat convins, pe care Richard Wurmbrand și-l amintește cum recita din Shakespeare în închisoare. Cartea pastorului Wurmbrand, intitulată Cu Dumnezeu în subterană, ne coboară într-o istorie recentă, cea a închisorilor comuniste din România a anilor 50. Cartea Corneliei N. Filipescu, căsătorită Pilat, se numește Ofrande și reînvie destinul unei familii. În ea, Cornelia a putut să păstreze tot ceea ce a crezut că este mai prețios în viața sa. Cornelia, fiica Ecaterinei și a lui Gheorghe N. Filipescu, a avut o copilărie fericită. Avea doi frați și o soră din prima căsătorie a tatălui. Copiii s-au bucurat de bunăstarea familiei și de o educație atent urmărită de tată. Orfanul venit pe jos din Oltenița la București, ca să-și facă un rost, era un autodidact cu un rar instinct al valorilor. Își ducea copiii la teatru și la operă, le îndruma lecturile. Cornelia învață la liceul Domnița Ileana și urmează cursurile Facultății de Litere și Filozofie din București și cursuri de istorie arte. În 1941, primul său an de studenție, îl cunoaște pe Dinu Pilat, coleg de facultate, fiul poetului Ion Pilat și al pictoriței Maria Pilat Brateș. Plimbările celor doi tineri pe Calea Victoriei duceau cel mai adesea până în strada Nicolae Iorga, la casa bunicilor lui Dinu, Ion N. Pilat și Maria Pilat, născută Brătian. Din ziua de 6 decembrie 1944, Cornelia N. Filipescu se va numi Pilat, iar iubirea dintre Dinu și Nelly rămâne și ea înscrisă într-o altă carte, Biruința unei iubiri, în care fiica lor, Monica, le-a adunat scrisorile. A spus că prin căsătoria dintre Dinu Pilat și Cornelia Filipescu s-ar fi creat o mezalianță. Aș dori să spulber această imagine cu următorul argument. Bunicul din partea mamei era un om excepțional din punct de vedere intelectual, pentru că a învățat singur să scrie și să citească la 15 ani, când a venit în București și s-a angajat ca ucenic la un atelier de cismărie și prin puterile și talentul lui a ajuns să devină fruntaș social-democrat și să intre în Parlamentul României, în același parlament în care poetul Ion Pilat era senator. Cei doi tineri au avut ca profesori pe George Călinescu, Tudor Vianu, Bazil Munteanu, George Oprescu, Mihai Ralea, Alexandru Busuiocean. Cornelia era pasionată de cursurile de istoria artei, iar Dinu publicase deja primul său roman, Tinerețe ciudată. Printre colegi, Geo Dumitrescu, Teodor Mihadaș, Ion Caraion, Dan Cernovodeanu, Virgil Untaru, Monica Lovinescu, Pavel Chihaia. Cornelia Pilat le schițează portretele în cartea sa și amintește ocupându-și pe rând locurile din anfiteatru, ignorând ce aștepta pe coridorul îngust al istoriei pe care vor fi nevoiți cu toții să-l traverseze. Bunica o învățase să adauge la sfârșitul rugăciunii de seară: Ferește-mă, Doamne, de foc, de apă și de năpastă. De cea din urmă, adaugă Nelly, nu a fost ferită. Și nici ceilalți. Tinerii care au terminat studiile în timpul războiului și care
nu au fost trimiși pe front, ci care au format rândurile unei noi generații de scriitori, de artiști plastici, de muzicieni. Au crezut la 23 august 1944 că va începe o eră de libertate a cuvântului, a artelor în genere, cum se vestea și cum ar fi trebuit să fie. Când se vorbește astăzi de generația pierdută, se vorbește mai cu seamă de scriitorii care pe urmă au tăcut două decenii, unii pentru totdeauna. A fost o generație prigonită, izgonită și silită să tacă în anii cei mai frumoși ai creativității unei vieți. Pe 17 aprilie 1945, în urma unei congestii cerebrale, Ion Pilat se stinge din viață. Nu mai apucă să vadă lăsarea cortinei de fier și nici dezastrul ce avea să urmeze. Ce se întâmplă cu familia Pilat de acum înainte? 1946. Dinu Pilat este asistentul lui George Călinescu la Universitatea din București și termină un al doilea roman, Moartea cotidiană. Sora lui Dinu, Pia, reușește să fugă din țară împreună cu soțul ei, Mihai Fărcășanu, șeful Tineretului Liberal. 1947. Dinu Pilat își susține teza de doctorat, dar la scurt timp este scos de la catedră pe criterii politice. În toamna acelui așa an, Cornelia și Dinu devin părinți. Se naște fiica lor, Ioana Monica. Pentru a-și întreține familia, Dinu încearcă să reorganizeze moșia de la Miorcani, din nordul Moldovei. Urmează însă naționalizările și exproprierile. Casa părintească din strada Pia Brătianu este naționalizată, la fel și casa bunicilor din strada Nicolae Iorga. Pierd casele din Predeal, conacul de la Miorcani, via de la Izvorani. Vând cărți, vând trusoul, încearcă să supraviețuiască. În curând se vor muta în casa părinților Corneliei, iar singura bucurie a familiei rămâne copilul. Toată lumea aștepta pe americani, eram sigur că se termină într-o lună, în două, în cinci. Nu, nici nu puteam concepe că o să dureze 40 de ani, 50 de ani. Cu toate că erau pușcăriile pline, că eram înghesuiți în case, ne năvăliseră fel de fel de, de colocatari, înghesuiți, evacuați, vai de sufletul nostru. Ce aduce anul 1949? Două luni de detenție pentru Maria Pilat Brateș și condamnarea la 5 ani de domiciliu forțat pentru neplata impozitelor pe o moșie deja naționalizată. Arestarea lui Gheorghe N. Filipescu ca fruntaș al Partidului Social Democrat Independent în lotul lui Constantin Titel Petrescu. Dar Cornelia reușește în sfârșit să se angajeze. Un timp este singura din familie care are o slujbă. Lucrează ca secretară și desenatoare de material didactic la școala sanitară, nou înființat în așezământul catolic din strada Pitarmoș. Am intrat aici, în 49, și atunci am cunoscut-o pe Nelly, pe doamna Cornelia Pilat, cu care am rămas prietenă o viață întreagă. Aici, în această capelă, era sală de ședințe și de festivități. Întotdeauna se puneau, programau, cum să vă spun, chermese, dansuri, în noaptea Paștelui. Ca nu cumva copiii să se ducă la înviere. Și fugeau pe rând la Biserica Pitarmoș. Făceau cu schimbul. Și fugeau vieții copii și se duceau la înviere. Dinu, deși bolnav, obține și el un post de casier, mai târziu de pontator, la o cooperativă chimică de producție. Sunt totuși performanțe profesionale pentru acele timpuri. Într-o zi, în secretariat fiind, s-a deschis ușa, a intrat un tânăr. A întrebat de doamna Pilat. Doamna Pilat a ieșit cu el, afară, pe culoar, s-a întors foarte, după un timp foarte schimbată la față, n-a mai vorbit, a venit soțul ei și a luat-o, a plecat și după câteva zile mi-a spus, la un moment dat, tânărul venise
să-i spună că tatăl ei, Gheorghe Ene Filipescu, încarcerat la Târgu Ocna, murise de nu știu câte luni în urmă. Perioada în care mama ei, doamna Filipescu, luase legătura, avea o legătură cu gardiancă zisă de la Băcărești, care pretindea că are legături, posibilități să trimite la Târgu Ocna și făcea pachete cu vitamine, cu lucruri, mă rog, necesare în situația respectivă, ca să ajungă la soțul ei. Și soțul ei era mort de luni și luni de zile. Finalul celor doi bunici ai mei a fost diferit. Poetul Ion Pilat a avut încă o dată noroc, murind în 1945 și scăpând de ce avea să devină teroarea comunistă. Bunicul meu, Cismar, social-democrat, a fost închis și condamnat la 15 ani de temniță grea, murind după 2 ani de închisoare. E cu atât mai tragic cu cât luptase pentru drepturile muncitorilor, dar nu se aliase cu comuniștii. Mă întreb mereu ce aș putea face în viața mea de acum înainte ca să pot răscumpăra martirajul tatei. Odată cu el se duce și ceva din mine și niciodată nu voi mai fi așa cum am fost. Speranța ascunsă că totuși tata trăiește mă lega altfel de viață, de tinerețe și bucurie. Acum, cu el parcă toate s-au dus. Anul 1956 aduce o schimbare în viața familiei Pilat, spre o normalitate a profesiei măcar. Dinu este angajat pe un post de cercetător la Institutul de Istorie Literară și Folclor, institut condus de George Călinescu, înlăturat și el între timp de la facultate. Iar Cornelia este transferată ca documentarist la Institutul de Istorie a Artei. Aici va lucra în cadrul sectorului de artă medieval, un loc de refugiu sau un loc predestinat. Atenția cea mai mare acordată în această perioadă unei biserici care era de altfel și în atenția autorităților, respectiv Biserica Crețulescu, aflată pe Calea Victoriei, imediat lângă Palatul Regal. Ceea ce a interesat-o în mod particular a fost o temă neobișnuită, de fapt, în pictura de tradiție bizantină, și anume tema Apocalipsului. Deci, ilustrarea într-un număr de scene a viziunii Sfântului Apostol Ioan în insula Patmos, privind sfârșitul Universului. Aceste picturi se află în pridvorul bisericii, un pridvor deschis, un spațiu de mare frumusețe și eleganță. Interesul ei pentru această temă a avut, de fapt, două coordonate. Una este, efectiv, raritatea temei. A doua motivație a interesului ei este, de fapt, legată, aș spune, de propriile sale trăiri. Parcursese nu încă marea dramă a existenței sale, dar familia sa și familia soțului avuseseră deja de suferit. Am convingerea că studiul pe care l-am scris despre Apocalipsul pictat în pridvorul bisericii nu a fost o simplă întâmplare, ci se înscrie destinului meu. Apocalipsul devenea extrem de transparent pentru lumea zilelor noastre, în care atâțarea urii din porunca guvernării distrugea valorile umaniste și anihila o lume. La biserica mănăstirii Mărcuța, Cornelia Pilat studiază tablourile ctitorilor. Entuziasmată, îl invită pe scriitorul Vasile Voiculescu să-i verifice ipotezele estetice. Doctorul Voiculescu a venit însoțit de profesorul Codin Mironescu. Frecventau amândoi atunci cercul Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, înfiripat de câțiva clerici și intelectuali ce își întăreau sufletele prin credință pentru a le fi posibilă suportarea bolovănișurilor comuniste. Armașul Marcu, familiile voievodului Grigore Ghica, ale domnitorilor Alexandru Ipsilanti și Constantin Ipsilanti, îi vor aduce însă doar neplăceri tinerei documentariste.
lucrarea, deși primește un referat favorabil, este respinsă. Nu știam că abordasem un subiect pe cât de invidiat, pe atât de dificil, căci trebuia tratat din punctul de vedere marxist al luptei de clasă. Confidențialii se spune: ce-ți veni să te ocupi de portrete de voievozi, boieri și negustori, exploatatori ai poporului? Hai mai bine să mâncăm pateuri și să bem bere. Mergea adesea la biserica Sfântul Nicolae din satul Rebegești, o biserică salvată de ape. Erau uneori însoțite de Vasile Voiculescu, de Monica și Dinu. Mi-a povestit cum la început intră în biserică și imaginile nu-i spun nimic, totul este fumuriu, aproape nu vede nimic. Și pe urmă se întâmplă o minune, spunea. Încep imaginile să prindă contur, biserica începe să-i vorbească. Am fost de nenumărate ori la biserica mănăstirii din satul Rebegești. Probabil că pentru a-și ascunde răzvrătirea, așa cum făceam și noi, printr-un comportament aparent docil, ctitorul a ales ca sfinții militari în friză să nu mai fie reprezentați amenințători, ca războinici, cu platoșă, scut și suliță, ci purtând, ca niște personaje de curte, mantii ample, brodate, dublate cu blănuri exotice și ridicând în mână crucea de martir. Fiica mea Monica, atunci în vârstă de 9 ani, m-a întrebat cu uimire în glas în timp ce mângâia florile dacă acolo se află raiul. A fost ultima lucrare făcută înainte de transferul la Biblioteca Academiei, unde Cornelia este numită bibliograf. Dar vechile reuniuni literare din casa lui Ion Pilat sunt continuate de întâlnirile din casa de pe strada Ion Țăranu sau de cele din casa lui Vasile Voiculescu. Tot acum, Dinu și Cornelia Pilat frecventează cenacul colonelului Slătineanu, vestit ceramist, istoric și colecționar de artă, pe care l-au cunoscut prin intermediul poetului Vasile Voiculescu. Cenacul de la Barbu Slătineanu era un loc de lectură. În primul rând își citea acolo opele literare Conu Barbu, care scria și schițe, și romane, și piese de teatru. Și, pe urmă, doctorul Voiculescu, care era în perioada scrierii sonetelor, cu Ana Claudia Milian, care citea din poeziile ei, Constantă de Garu, care proaspăt ieșit din pușcărie și cu câteva zile înainte de a se prăpădi, a citit acolo poezii, erau comentate de către Vladimir Străinu Șerban Cioculescu. Erau un cenaclu cu totul și cu totul apolitic, dar a fost suficient un denunț ca să fie arestat Barbu Slătineanu și să și moară în detenție. În noaptea dinspre 25 spre 26 martie 1959, de bună vestire, tatăl meu a fost arestat și a intrat în grupul care s-a numit Lotul Noi Capilat în procesul intelectualilor. Este aici în cameră un tablou cu niște măicuțe. Unul dintre securiști a întrebat cine este în tablou. Vedeau peste tot posibil dușman chiar în tablouri. A fost pentru mine sfârșitul copilăriei. Aveam 11 ani. A fost noaptea cea mai sinistră din viața mea. Mi-am dat seama că atunci se prăbușea pentru mine o lume. Procesul Noi Capilat s-a dorit un proces exemplar.
Nu au intrat, firește, toți intelectualii care ar fi putut, în mod normal ar fi trebuit să intre marea majoritate. După criteriile pe care le-au schițat în acest proces, în anchetă, dar i-au ales vârfurile. Pe de o parte era procesul filozofilor și pe de altă parte procesul literaților. Și au vrut să tragă un semnal de alarmă. Toți cei care vor încerca să submineze într-un fel sau altul prin discuțiile pe care ei le denumeau atunci discuții dușmănoase, discuții despre literatură, de fapt, și despre artă, aveau acest semnal că vor înfunda pușcăriile. Noi toți astăzi am intrat în închisoare și am fi judecați și am suporta regimul de detenție dacă am trece prin aceste criterii. A doua zi eu aveam școală, mama avea serviciu și mi-aduc aminte că s-a îmbrăcat foarte frumos și am întrebat-o de ce se îmbracă atât de frumos, unde se duce și mi-a spus la serviciu, nu trebuie să știe nimeni ce este în sufletul meu, e felul meu de a lupta. Și mi-a spus și tu trebuie să faci la fel. Viața Corneliei se împarte acum între bibliotecă și casă. Un divorț formal îi salvează locul de muncă. Prima și ultima lucrare ca bibliograf o va semna cu vechiul său nume, de fată, și cere să fie transferată la cabinetul de stampe, unde se va ocupa de clasificarea vechilor fotografii. Mama a fost extrem de curajoasă și în același timp și-a propus, dându-și seama de dezastrul psihic în care puteam să cad, a vrut să-mi dea o educație normală, să ducem mai departe o viață firească și atunci mă ducea la toate spectacolele de operă și de teatru, completându-mi educația și a vrut să nu accentueze adevărata dimensiune a acestei tragedii. Și mi-am spus, asta era cel mai greu, să o învăț să nu urască. Pentru că eu nu știam ce să-i spun de ce e Dinu în închisoare. Cum să-i explic că Dinu este închis din răutate pentru a fi distrusă mintea oamenilor, pentru a nu mai exista o anumită clasă socială. Nu clasă socială materialmente, ci mental. Ci mental. Cum era să-i spun Monichei lucrurile astea? Din cămăruța depozit, unde lucrare trasă, contempla acoperișurile orașului și aștepta. Se simțea ocrotită la rândul ei de colegii care erau alături, uneori tacit într-o conspirație a binelui. În șocul amintirilor, Dorina Al-George își amintește dialogul dintre Nelly și ofițerul care înmâna familiilor lucrurile condamnaților la terminarea procesului. Ei, doamna Pilat, ce ziceți de soțul dumneavoastră? Iată cu ce s-a ales. A încasat o condamnare de 25 de ani de închisoare. Ce o să vă faceți acum? Am așteptat 2 ani și o să-l mai aștept 23. Tata fusese condamnat la 25 de ani pentru în altă trădare, pentru că scrisese o carte, era perfect nevinovat. Această carte a apărut și de curând și lumea va vedea că e proba nevinovăției sale. E vorba de romanul Aștept în ceasul de apoi, recuperat de la CNSAS. Nu știu când au trecut anii. Zilele alunecă uniform, unele după altele. Și aș vrea să prind, să-mi rămână ceva. Monica mea doar îmi fixează timpul și dă consistență vieții mele. Sau poate la bibliotecă, cutiile cu fișe sau imaginile clasate în rafturi mi-arată că
am existat în acești ani, deși totul poate fi răsturnat, ca ordinea migălită a unui mușuroi de furnici. iulie 1964. Dinu Pilat se întoarce acasă. Imediat, Maria Pilat brate și telefonează lui Nelly la bibliotecă. Și ea sosește repede, cerând să-i se dea drumul mai devreme. Era ora 11 dimineața. Îmi aduc aminte, o, Doamne, cât de limpede, când te-am revăzut după 5 ani, 5 luni și 3 zile, în vechea noastră curte de la Manana, în rochia de vară, venind spre mine parcă și mai stângace emoționată decât în dimineața zilei când ai descins în rochie de mireasă în fața bisericii icoanei. Îmi venea să mă prostern la picioarele tale, cum a făcut starețul Zosima înaintea lui Dimitrie Karamazov. Iar tu, fetița mea bună, m-ai primit în casă privindu-mă din fotografiile tale de pretutindeni din odăi. Abia te-am recunoscut în ele, poate pentru că ai crescut atât de mult sau pentru că lacrimile nu mă lăsau să te disting atât de bine. Și apoi am căzut în genunchi la icoana Maicii Domnului și am mulțumit pentru toate, toate. La ieșirea din închisoare, după momentul aproape mistic al regăsirii familiei, Dinu Pilat declară că tot ce își dorește este să fie paznic într-un parc. A doua zi aliniază cărțile în bibliotecă, reașează tablourile. Apoi gustă din ciocolatele pe care Monica i le-a strâns timp de 5 ani. I se par bucățele de rai. Pentru familie urmează o lungă și grea perioadă de adaptare la o nouă viață. O căsătorie, asta am învățat de la părinții mei, o căsătorie este ca o construcție pe care o ambii parteneri trebuie să o facă cu talent. Pentru că o construcție se poate dărâma, o construcție se poate face dintr-un material șubred. Ei au avut amândoi un material spiritual foarte puternic. Dinu Pilat a fost închis în ultimul mare proces politic care a avut loc în România comunistă, din 1959, a luat o condamnare de 25 de ani, care i-ar fi fost fatală într-un trup fragil. A fost torturat în cursul a 50 de anchete îngrozitoare și a avut șansa de a fi eliberat împreună cu toți ceilalți deținuți în amnistia care a avut loc în 1964-65. El a venit extrem de traumatizat, avea semne de lanțuri la picioare, ochii lui erau ca de fiară hăituită, ochii aceia văzuseră infernul și pe mine m-a impresionat teribil acea privire a lui, care pe urmă s-a estompat. Și e treptat, el a revenit la viață, iar mama a avut un rol extraordinar în a-l îmblânzi. Se înserează. Am aprins lampa și trebuie să trec la birou pentru a-ți scrie mai departe, la fostul birou al tatei. Prezența mută a tuturor lucrurilor din odaie, puținele vestigii rămase din casa copilăriei și adolescenței noastre, mă înconjoară cu o intimitate familiară care mă înduioșează profund. În mijlocul lor mă simt cu adevărat acasă, într-una casă fără timp, într-una casă imuabil. Nelly croșetează pe marginea patului niște lucruri mici pentru fetița lui Gheorghe. Din odaia de alături se aude vocea Monicăi, repetând tare nu știu ce lecție pentru mâine la școală. Cu 10 ani în urmă auzeam de alături aceeași voce chinuindu-se cu descifrarea literilor din abecedar. Amic de mână, amare de mână, amic de tipar, amare de tipar. Același personaj, să-i zic,
care se descotorosise de el violent, știind că va fi arestat, profesorul Călinescu, a avut bărinimia să reangajeze la institut. Era de altfel un om imprevizibil, dar de fapt un suflet generos. Și când avea accese de violență pe linie, cred că motorul era temerea, frica. Tata când s-a întors se mira că mama tot îi spunea: nu mai vorbi la telefon așa, vezi că totuși lucrurile nu s-au schimbat. Și tata îmi spunea: voi sunteți traumatizate, voi care n-ați fost în închisoare, dar acum îmi dau seama, noi eram traumatizate într-o închisoare mai largă. El care se întorsese, rămăsese liber în felul lui de a gândi. Nu și-a dat seama decât la sfârșit că lucrurile nu se schimbaseră de fapt și că trecuse dintr-o închisoare mai mică într-una mai mare. Am început să citesc mai mult ca în alți ani despre literatura secolului al XX-lea. Deși se vorbește despre orice fel de suferință și se sondează sufletul omului în toate sensurile, artiștii parcă nu au adevărata conștiință a semnificației vieții, așa cum eu nu simțeam până acum realitatea morții. Îl priveam pe Dinu stând ghircit pe marginea patului și reflectam că toate acrobațiile de azi nu valorau clipa aceea. La un an de la întoarcerea lui Dinu din închisoare, Nelly este reprimită la Institutul de Istorie a Artei. Nostalgii personale o îndreaptă pe drumuri prăfuite de țară, spre Olteniță, la mormântul bunicilor săi. Mormântul tatălui nu l-a știut niciodată. Își continuă periplul întrerupt în urmă cu 5 ani printre vechi biserici uitate, printre ctitorii care și azi mai așteaptă. Am străbătut în lung și în lat ținuturile județului Ilfov pentru a vedea ce mai rămăsese din monumentele medievale. Am descoperit în biserici de sat, altădată ctitorii voivodale sau boierești, resturi prețioase de pictură, rămase necunoscute sau abia semnalate. Înrăcoarea și mirosul jilav din încăperile bisericilor și la umbra incintelor înăruite ale mândrelor curți de odinioară, am visat, evadând din prezent, reînviind existențe cufundate în uitare. Cercetând aceste biserici, un număr de ani, a constatat că, de fapt, ceea ce istoricii de artă numesc momentul Matei Basarab în istoria artei din țara românească, este, de fapt, necunoscut. Și dacă pentru arhitectură se puteau deja cita lucrări importante, pictura nu fusese niciodată cercetată. Făcea fotografii în biserici, care fotografii erau destul de șterse din cauza fumului de la lumânări și... Ca să le poată vedea mai bine, avea un geam sub care punea fotografia și sub geam punea o lampă ca să lumineze bine fotografia și deasupra fotografiei punea o hârtie de calc și cu tocul înmuiat în tuș făcea conturul imaginilor din poze. Și în felul acesta treptat, ceea ce părea de nedescifrat, de nevăzut, prindea formă și semnificație. Nu departe de Oltenița, la Mănăsirea Plătărești, preotul m-a încuiat în biserică pentru a mă feri de nebun. În timp ce studiam frumoasa versiune atonită a reprezentărilor martiriilor de sfinți, nebunii adăpostiți în fostele chilii ale incintei se îngrămădeau la ferestrele bisericii și, furioși, vociferau și scoteau limba la mine. În arabescurile elegante ale scenelor care arătau că fiecare zi din an poartă marca unei suferințe impuse cu violență,
descifram identitatea fostelor martirii, în timp ce în jurul meu hohoteau patimile mucenicilor de afară, întemnițați în nebunia lor. Dar nebunia lumii se domolește un timp. Pentru prima oară după 20 de ani se poate vorbi iarăși de poetul Ion Pilat. Apar primele antologii, încep primele întâlniri comemorative, se fac primele filme. Dacă interiorul apartamentului din București, din strada astăzi denumită Olga Bancic, îl reprezenta pe Ion Pilat în gusturile sale de estet rafinat, locurile de vacanță de la Miorcani, de pe coasta de argint a Mării Negre sau de la Izvorani ne revelă cadrul de natură la care poetul era sensibil cu precădere. În casa miorcanilor din nordul Moldovei, izolat într-un parc secular, Ion Pilat stă aproape toată ziua să scrie sau să citească. Aici, spiritul său își găsește o disponibilitate absolută. La Miorcani, coarda cea mai gravă a meditativului elegiac, din adâncul ființei poetului, intră în vibrație ca nicăieri în altă parte. Un eveniment s-a întâmplat să fie acum plecarea mea cu Monica la Botoșan și la Miorcan, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la moartea tatei. Din inițiativa Comitetului de Cultură și Artă al județului Botoșani, am fost invitat la o festivitate comemorativă cu caracter local. Ce-a găsit Dinu la Miorcani, la moșia pe care încercase să o salveze în 1948 și unde scrisese romanul condamnării sale? Desigur, conacul, devenit spital la expropriere așa cum își dorise și atunci. Sunt inaugurate două camere memoriale cu fotomontaje ilustrând viața și opera lui Ion Pilat. Oamenii din sat participă și ei la comemorare, iar foștii învățători, Duzinski și soția lui, dea până amintiri. În 1944, casa fusese devastată de soldații sovietici, copacii tăiați pentru a se face loc tancurilor, mobilele împrăștiate în sat și peste prut, iar cărțile arse. Din ele n-a rămas decât o mărturie scrisă, catalogul întocmit de poet. Nelly cercetează mai târziu catalogul fascinată de sentimentul durabilității pe care l-avea Ion Pilat în acel an 1942. Când vara, în răcoarea odăilor, își trecea în revistă bibliotecile și însemna că o anumită carte, după un anumit raft al dulapului, dintr-o anume odaie, se află așezată culcată și nu așezată în picioare, ca și cum acel loc îi fusese hărăzit pentru eternitate. Peste casa aceea, vrăjită, se rostogolise istoria cu tot tragismul ei, așa cum scria Pia. La fel peste biblioteca bunicului din strada Nicolae Iorga sau peste bibliotecile brătienilor de la Florica, unde în curte mii de volume au fost arse zile în șir. Și tot în anul 1970, familia se va muta în propria casă. Micul apartament din drumul Taberei devine locul mult visat. Noua perioadă, ceva mai liniștită, continuă alături de prieteni. Nu însă pentru mult timp. Sănătatea lui Dinu fusese șubrezită de ani de pușcărie. Durerile deveniseră insuportabile, dar Dinu nu voia să se interneze în spital, căci își îngrijea mama bolnavă țintuită în pat. Moartea mamei sale a coincis cu scoaterea lui Dinu de institut. În 1975, Dinu este transferat din nou pe criterii politice ca documentarist la Biblioteca Centrală Universitară, iar Cornelia este mutată și ea la Direcția Monumentelor Istorice. Faptul că nu a mai avut să se ocupe de o mamă suferindă, lovitura care a venit din partea pierderii postului, puțina gratitudine pe care i-a arătat-o în acel moment directoarea institutului, care era și ea o mare fricoasă, și care totuși a sfârșit călugărița. Sunt asemenea întâmplări în viață. L-au demoralizat și atunci s-a declanșat și acea teribilă maladie care a dus la un sfârșit îngrozitor.
La câteva zile de la înmormântare a venit să mă vadă bătrânul poet Ștefan Nenițescu. Mi-a spus că dacă nu voi transforma moartea lui Dinu în împlinire, nu merit suferința care mi-a fost destinată. Am crezut că nu voi înțelege niciodată ce a vrut să-mi împărtășească Ștefan Nenițescu. Dar acum cred că am înțeles. Viața tatei s-a curmat brusc la 54 de ani. Mama a mai trăit 30 de ani, timp în care a avut timp să se gândească la trecutul lor împreună și să-l înțeleagă pe tata retrospectiv altfel. Și la urmă a putut să-i dea din viața ei o viață care să întregească toate lucrurile pe care tata nu le terminase. Dinu trebuia să publice toată opera tatălui său, că așa lăsase prin testament tatăl său. Dinu a murit. Și atunci mi-am spus, eu trebuie să fac lucrul ăsta, trebuie să duc la îndeplinire acest lucru. Astfel, Cornelia Pilat se ocupă de publicarea și reeditarea scrierilor lui Dinu Pilat și preia ceea ce n-au mai avut timp să ducă până la capăt nici Maria Pilat Brateș și nici Dinu. Editarea operei poetului Ion Pilat. Primul volum avea să apară în anul 1983. Pentru Cornelia, îngrijirea acestei prime ediții în 6 volume va reprezenta o lungă perioadă de muncă pasionată. Mișcarea creației pilatiene este asemănătoare formării și traiectoriei galaxiilor, a căror evoluție se ține în cumpănă. Multe din poeme reflectă setea de cunoaștere a sinelui și a lumii sau dorul aventurilor imaginate. Năvalnicele căutări îl conduc pe poet la constatarea acțiunii erodante a timpului. Spaterea se va potoli și stabilitatea va fi găsită în poemele din Limpezim, unde poetul își exprimă bucuria pentru frumusețea unei realități, care îl va duce la contemplațiile și meditațiile din volumele ulterioare și la ultima revelație, anume prețuirea acestei petale de lumină care a fost pentru Ion Pilat viața pe pământ. Pe Cornelia Pilat am cunoscut-o în primăvara lui 1994, când lucram deja la o cercetare despre soțul ei, Dinu Pilat. Apăruse ultimul volum al ediției de opere Ion Pilat, ediție îngrijită de dumnea ei. Era anul în care punea punct acestei munci enorme pe care a dus-o acasă, pe de-o parte, cu manuscrisele, cu volumele, cu edițiile Princeps, cu toate acele cutii de extrase din presa vremii, de fotografii pe care le-a găsit, și această defrișare pe care a făcut-o într-un deceniu și jumătate este acțiunea lăudabilă și a deschis drumurile pentru perfecționarea, pentru ducerea la bun sfârșit, poate exact în felul în care și-ar fi dorit-o poetul și poate și Dinu Pilat, dacă ar fi avut posibilitatea să îngrijească această ediție. Un lucru impresionant este pasiunea cu care încă se gândea la propriile ei cercetări. Lumina care apărea pe figură atunci când vorbea despre modul în care își abordase cercetările, despre drumurile pe care le făcea, bucuria pe care o simțise atunci și pe care o simțea după 40 de ani, din nou, vorbind despre ceea ce iubise atunci. Poate că ar fi putut să-și continue doar studiile de artă medievală sau să-și considere misiunea împlinită odată cu încheierea ediției pilatiene.
Dar în 1994 avea să reia ediția completă Ion Pilat, revizuită, adăugită și necenzurată. Va scrie însă și cartea propriei sale vieți, Eterna întoarcere, devenită apoi Ofrande, pe care poeta și editoarea ei, Doina Uricariu, o compară cu Jurnalul fericirii al lui Nicolae Steinhard. Mama spunea, noi am biruit. Și lumea s-a mirat pe urmă în ce sens au biruit. Când totuși tata a murit atât de tânăr, ea a rămas singură. Dar ea a explicat că biruința este că nu le-a fost călcată în picioare demnitatea, au știut cum să înfrunte răul fără să se înrăiască. Dacă ai răbdare și dacă ai putere, o suferință teribilă te face să urci o treaptă. Și îți dai seama că ai urcat o treaptă spre împlinire, spre înțelegere, spre desăvârșire, spre o trecere. Nu pot să spun în lumea cerurilor sau așa ceva, că mi se pare caragios, dar o perfecțiune a propriei tale ființe. Înțelegeți? Ca o șlefuire, ca o piatră șlefuită de valurile mării și care e așa de catifelată, nu? Când o ții în mână. Am înțeles lucrul ăsta. Lucrul ăsta este extraordinar. Ca în fața răului să rămâi bun, în fața întunericului să-ți păstrezi lumina sufletului. Pe ea lucrurile rele nu au alterat-o, dimpotrivă, ca și pe tata. Au scos aurul din sufletul lor. În anul 2001, conacul de la Miorcan este prădat. Câteva obiecte recuperate se mai găsesc în depozitele Muzeului Județean din Botoșani. În urma acestui act de vandalism, Cornelia Pilat donează conacul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, destinându-l astfel actelor caritabile. Noul așezământ poartă astăzi numele de Centrul Cultural-Social Ion Pilat. La conac mai pot fi găsite câteva fotografii, unele originale, și urme ale spitalului de altădată. Și noi am fost la Miorcani. Într-o frumoasă zi de toamnă, înconjurat de zidul său cel nou, conacul aștepta liniștit, așa cum a făcut-o dintotdeauna. Casa Corneliei Pilat din strada Ion Țăranu a dispărut însă pentru totdeauna, împinsă de buldozerele ceaușiste sub Casa Poporului. Și împreună cu ea, o întreagă lume. De curând am visat că mă aflam în curtea locuinței părintești. Pe strada în pantă, văzută printre barele grilajului de fier, și în casele vecine nu era nimeni. Totul era părăsit și văzduhul era neclintit sub cerul alb. Priveam marchiza din rame de fier vopsite în verde, fixând geamurile groase și mate prin care lumina se filtra aurie. Așezată la capătul dinspre strada al casei și urcată deasupra treptelor din mozaic roșu, marchiza întâmpinase elegant și primitor musafirii care urcau scara intrării principale și chiar atunci, în vis, privind-o, simțeam sufletul luminat. M-am trezit pătrunsă de un dor și o milă nesfârșită pentru acel loc, ce dispăruse pentru totdeauna. Destinul nu se face numai la nivelul unei singure vieți. Și destinul e o construcție. Destinul acestei familii a fost făcut de fiecare generație. Mă gândesc că la Sabina Cantacuzino, născută Brătianu, care, dându-și seama că familia ei dispare, scrie o carte extraordinară de amintiri ca să nu se uite tot ce au trăit și toată familia. După aceea, mama simte și ea nevoia la rândul ei să scrie ca să nu fie uitați cei pe care îi iubea și în același timp să dea sens vieții
celor care nu mai erau. Cred că asta înseamnă. Fiecare generație dă viață generației de dinainte. Eu nu pot să vă spun decât că fiindu-mi atât de dor de ei, nu pot decât să încerc să-i nasc din nou. Prin aceste cărți, prin amintirea pe care le port și prin perpetuarea modelului pe care ei mi l-au dat. Dinu mi-a spus, din toată viața mea nu aș șterge anii în care am stat în închisoare. Pentru că atunci când suferi îngrozitor, îți dai seama de frumusețea vieții, de fericire, de absolut tot. Cum spune ea într-o scrisoare către mine, să nu mă tem de nimic, nici de singurătate, nici de moarte. Căci mereu pentru fiecare dintre noi, fiecare clipă ni se dăruiește pură și netrăită încă. Este numai a noastră și chiar când a dispărut, ne-a aparținut numai nouă și atâtea vor mai fi încă.